Imagini dezolante vin din Veneția, gondolele sunt trase pe dreapta după ce tot mai multe canale rămân fără apă. Italia se confruntă cu o secetă severă, iar autoritățile anunță că ar trebui să plouă 50 de zile la rând pentru ca faimoasele canale venețiene să se umple din nou cu apă. Lipsa apei pe canalele din Veneția este o situație neobișnuită în condițiile în care în anii trecuți orașul a fost lovit de inundații.